Dan Barna, președintele USR, a fost prezent joi la Călăraș pentru a participa la inaugurarea noului sediu al formațiunii politice. De asemenea, la Călăraș, membrii USR au organizat o conferință de presă în cadrul căreia au fost anunțați candidații la funcția de primar al Comunei Modelu și candidatul pentru primăria Călăraș. La finalul vizitei, Dan Barna s-a deplasat în Comuna Modelu, acolo unde va fi înființată o nouă filială, astfel USR va ajunge la 555 de filiale la nivel național. În deschiderea conferinței o să vă prezint echipa USR Călăraș, apoi va lua cuvântul domnul președinte Dan Barna. Dați-mi voi să mă prezint, numele meu este Petru Marius, sunt președintele biroului județean USR Călăraș. De profesie sunt inginer geodezist, antreprenor în domeniul geodeziei, a măsurătorilor terestre, cu 15 ani de experiență antreprenorială. Îmi face deosebită plăcere să constat că astăzi ați venit un număr atât de mare și ne bucurăm să inaugurăm acest sediu alături de dumneavoastră, locul unde vă așteptăm cu drag oricând să stăm de vorbă, să împărtășim idei, opinii. Locul unde filiala locală și filiala județeană USR Călăraș își va desfășura activitatea. Mă bucur că fac parte dintr-o echipă tânără. Suntem ambițioși, hotărâți, suntem onești. Majoritatea dintre noi antreprenori și suntem oameni cu cariere. Suntem ingineri, suntem IT-iști, economiști, juriști. Ce pot să vă spun e, aș vrea să dau câteva nume. Avem alături de noi pe doamna Amelia Elena Ciurcan, este președinta filialei locale USR Călăraș, de asemenea antreprenor în domeniul transporturilor intern și internațional, ajutată în birou de domnul vicepreședinte Ciulian Constantin. Domnul Ciulian Constantin este licențiat în sociologie și de domnul George Grama, domnul George avocat, în exercițiu, da, are cabinet de avocatură. De asemenea, eu în biroul județean sunt ajutat de domnul vicepreședinți Mihalache Marius, avocat și dânsul, avocat la Consulare, are cabinet de avocatură în Oltenița, domnul Frank Nicușor. Domnul Nicușor e dublu licențiat, științe agronomice și administrație publică. Așa. De asemenea, antreprenor și dânsul. Și mulți alții ingineri în construcții. Avem oameni calificați și oameni pregătiți. Cu toții am intrat în USR pentru că avem obiective comune. Pentru că împărtășim aceleași viziuni despre orașul nostru și pentru că ne dorim să facem politică altfel. De fapt, de asta a apărut USR. Și, pentru că a venit întrebarea de ce candidăm, de ce avem candidați la prezidențiale, de ce a apărut USR. Pentru că a apărut pentru că timp de 30 de ani, vechea clasă politică, că a fost roșie, că a fost galben pe perioade, așa cum ne așezăm, lucrurile parcă au mers tot în direcția aia de stagnare și de un grup de oameni care, de fapt, a confiscat o comunitate, iar dezvoltarea asta deschisă pentru toată lumea pe care încercăm să o promovăm în USR, nu prea s-a întâmplat. Și din motivul ăsta, USR și Alianța USR Plus acum a apărut ca o necesitate. Adică, pur și simplu, a apărut momentul ăla când societatea așteaptă, de fapt, o tendință generală. Și în Europa se întâmplă asta și în țările care nu sunt Ucraina și țările din jur. A apărut nevoia aceasta de schimbare. Oamenii s-au săturat să mai aibă răbdare cu vechii politicieni care, băi, poate să o face și cum se cade la un moment dat.
Și atunci a apărut oportunitatea aceasta, USR a fost în rolul pe care și l-a asumat de speranță. Voi sunteți în momentul de față, știu, cuvintele par mari, dar în momentul de față, pentru Călăraș, voi sunteți speranța. Asta am întâlnit-o peste tot în țară. Oamenii spunând, să ne dezamăgiți, poate dumneavoastră o-ți face ceva. Și într-adevăr, nu e puțin lucru și e greu, adică nu e ca și cum gata, venim, scoatem o cheie franceză din portbagaj și am rezolvat. Asta înseamnă că fiecare dintre noi să ne batem capul, să începem să ne pregătim pe domenii, pentru că, bun, sunt aici doi dintre colegi care au și intrat în cursa internă pentru nominalizare la candidaturi de primari și Marius și Vasile la modelul, deci e foarte bine și e foarte bine, dar dincolo de ei, dincolo de candidați pe care îi felicit pentru asumare, va trebui să avem consilieri, va trebui să avem oameni care să-și asume responsabilitatea asta de a se implica în conducerea orașului, județului, comunelor. Și asta se întâmplă dacă fiecare dintre dumneavoastră, cei care sunteți aici, vă implicați în viața politică și în USR, începeți să vă pregătiți pe un domeniu sau altul. Începeți să citiți, să vă uitați ce face primăria, să uitați ce proiecte are primăria pe domeniul respectiv, să citiți despre ele. Că e o mare provocare să nu fie doar un cuvânt frumos că vin niște oameni noi, vin niște oameni tineri, energici, care vor să schimbe lucrurile, dar noi ne lăudăm cu două elemente. Cu onestitatea, suntem intransigenți la corupție și la furt și la toate elementele din zona asta, și cu oameni competenți, cu oameni care au meserii și fiecare sunt buni la ceva. E, gândiți-vă cum competența dumneavoastră și profesiile pe care le aveți pot fi utile și se pot muta spre ceea ce înseamnă poziția de consilier și de consilier în Consiliul Județean, în Consiliul Municipal sau în Consiliul Comunelor, pentru a putea să contăm și a putea să avem proiecte și a putea să facem lucruri. Va exista și există un proiect la nivel național cu Vreau să fiu candidat, în care vor fi instruiri și vor fi pregătiri despre ce presupune activitatea asta de consilier, activitatea de candidat și după aia activitatea de ales. Dar, în egală măsură, este de așteptat o responsabilitate individuală a fiecăruia să înceapă să se pregătească pe domeniul, mă rog, cel mai aproape de profesia lui, că asta e întotdeauna relevant. Voi sunteți un județ și o filială care a crescut bine și care se dezvoltă și asta e un lucru remarcabil și, mă rog, nu mă surprinde. Îl felicit pe Tudor Pop, pe deputatul nostru care a fost aici și se implică și susține filiala și susține activitatea de extindere, pentru că e o miză foarte mare să fim prezenți dincolo de municipiu, dincolo de comunele principale, să fim prezenți cât mai mult în cât mai multe comune din județ. Rezultatele electorale, de fapt, arătau exact lucrul acesta. Acolo unde avem filiale, rezultatul a fost cu între 5 și 10% peste rezultatul, spunem, inerțial acela de schimbare din comunele unde nu avem filiale. Și de asta o altă direcție și o altă provocare este să continuăm să ne extindem, pentru că în momentul în care vor veni alegerile locale și apoi naționale, vom obține cel mai probabil un rezultat bun, exact din logica că oamenii vor schimbare, oamenii vor oameni noi și proaspeți în politică, dar contează să fim prezenți în comunitate, pentru că degeaba trecem eu sau Tudor sau Mariu sau trecem o dată pe lună sau o dată la două ori pe an cu o caravană sau într-o campanie printr-o comună sau printr-o localitate. E mult mai important să fie acolo o filială, 5, 7, 10, 15, 20 de colegi ai noștri care să transmită mesaje, să transmită pozițiile partidului pe diverse teme și mai ales să știe care sunt proiectele locale interesante pentru oameni. Pentru că degeaba vorbim noi despre reforma Curții Constituționale. S-ar putea pentru câțiva să fie foarte interesant. Pentru foarte mulți oameni e mult mai interesantă subvenția, mecanismul de accesare a unor fonduri pentru pornit mici afaceri, cumpărarea unui tractor. Adică trebuie să ne adaptăm mesajul pe interesul imediat al beneficiarului, pe logica românească, mai eu e mai aproape decât cămașa. Și interesul propriu și personal e întotdeauna mai mare decât interesul generic național, care contează. Și faptul că sunteți aici arată că, într-adevăr, sunteți asumați politic și v-ați implicat și vă pasă. Dar, dincolo de asta, trebuie să gândim foarte mult și în logica aceasta locală. Și aici chiar contez pe colegii mei și pe dumneavoastră, pe cei prezenți aici, pentru că și eu și noi vă acordăm tot sprijinul, dar
implicarea aia la fire, adică ești credibil și rezultatul cumva și la europarlamentar a venit din faptul că noi am fost partidul care a fost în stradă. Milionul ăla de semnături, și vă felicit pentru bucata voastră de semnături cu care ați contribuit, a venit din faptul că am fost în stradă alături de oameni acolo, pe trotuar și pe ulițe, nu că au venit semnăturile la București la o adresă. Adică lucrurile funcționează dacă fiecare își face, contribuie câte o bucățică la acest puzzle, la aceste piese, punând împreună piesele, ies într-adevăr o variantă de viitor pentru România, în care avem și competență, avem și șanse. Obiectivul meu este pur și simplu să transformăm țara într-un loc în care oamenii se vrea să rămână. În momentul de față, 50% din tineri, 50% din tinerii de liceu, își văd viitorul în afara României. Ăsta este un indicator care se ridică părul pe mână. Faptul că jumate din tineri vor să plece imediat ce vor putea, arată că ceva se întâmplă foarte rău în țara asta de mai mulți ani de zile. Pentru că nu mai e doar emigrația aceea de competență, că e un tânăr genial care are o bursă. Practic, jumătate din fiecare clasă de liceu vrea să plece din România. Ceea ce în 20-30 de ani ne va transforma într-o gară. Ori lucrul ăsta trebuie să-l schimbăm și, de fapt, ăsta e obiectivul principal și al candidaturii mele la prezidențiale și al nostru ca partid și al Alianței USR Plus pentru locale și pentru naționale. Că oamenii pleacă și am fost și cu asta, o să închei. Am fost în diaspora și la Londra și la Paris, dar și la Roma și în sudul Spaniei și în zone rurale. Și foarte mulți mi-au zis că au plecat nu din cauza salariului minim. Au fost și unii care au spus că au plecat din cauza salariului. Dar foarte mulți au plecat pentru că nu mai aveau încredere în România că pot să-și crească copii aici. Și nu aveau speranța că merită să se dezvolte aici în România. Și de fapt, ăsta e mesajul pe care trebuie să-l dăm, că România poate fi o țară europeană, o țară cu resurse, o țară care nu-i săracă și o țară în care, dacă începem să muncim împreună, chiar putem să o facem astfel încât să începi să-ți gândești viitorul, fie că ești tânăr, fie că ești adult activ, să-ți gândești viitorul aici și nu neapărat căutând orice în străinătate numai să pleci. Și asta e important. Din nou, vă mulțumesc că sunteți aici. Arată că sunteți oameni cu un anumit tip de atitudine și cu un anumit tip de implicare. Și asta contează, pentru că împreună o să putem să facem lucruri și o să ducem un pic mai departe viitorul. Nu știu dacă o să ajungem la nori, dar putem să fim la plafonul de suport de țară europeană.